Bine te-am găsit pe insula mea de pe secțiunea de Skyblock a serverului PCS Mania. De ultima dată am mărit-o destul de mult pe un live și am început să lucrez la acest copăcel, doar că am rămas între timp fără frunze. Au intrat undeva la 15 stack-uri și ar mai trebui să strâng încă pe atâtea. Dar nu mă mai lungesc cu treaba asta pentru că astăzi vreau să construiesc în partea aceasta un portal imens care să ducă spre Nether și să aflăm împreună ce se află pe partea cealaltă. Însă, de început, mă voi duce la Warp Crate pentru că am făcut rost de câteva cheițe de ultima dată. 11 vote key-uri, 5 generatoare și 5, unde în partea asta, minion key, ca să vi le arăt pe toate. De început să îi dăm cu cele mai slăbuțe vote key. Am câștigat 2, ok, you want 2 from the vote, ai armor trim, am înțeles. Acum spire armor trim și mai departe berserk 2, am înțeles, deci un enchant. După încă un armor trim, bă, pe bune. A, și pot să dau direct click dreapta, fără cheie în mână, numai că e în inventar? Aia da. Soulless 4 și ce altceva aș vrea eu de aici? Nu neapărat villager spawn egg, un nether star ar fi forță. Acum, hai, ultimele 4. Mi-a dat o carte, bun, slayer, foarte multe enchanturi, un shulker shell și un soulless 2. Din păcate nu le pot combina în vreun fel. Acum vreau să văd la minioni, dacă dau click dreapta ăsta are deja animație, e mai șmecher un pic. Minion fermier, bun. Acum de la fermier ce mai primesc? Fisher, bun, pentru pescuit. Al treilea zice, încă un pescar. Al patrulea, unde am ajuns? La feeder, ca să-i hrănească pe ceilalți. Și acum, hai să vedem, încă un feeder. Deci 2 feederi cu un fermier și 2 fishermen. Iar la generatoare, hai, wheat generator, slăbuț. Aș vrea, dacă se poate, de blocuri, așa, ori de cupru, ori de aur, ori de fier. Hai, a doua încercare, melon generator. A treia încercare, încă unul de wheat. A patra, aoleo, wheat și iron block, ăla-i superb, salut, salut, superb, superb iron block generator. Acum hai pe insulă și vreau să fac, dacă am aici un hopper, numai bine, perfect, și cu chesturile astea, voi putea face foarte simplu o fermă cu aceste generatoare, dar până una alta, hai să te las pe tine, te las pe tine și am la gold gârlă de când mai deschisesem câteva, cum să numesc, câteva key-uri, câteva crate-uri, dar ce mă interesează, voi lua niște apă, că aveam pe undeva o sursă infinită și facem generatorul ăla. Zona e pregătită, un dreptunghi de 4x3, pe lângă asta acolo este un hopper și avem frumos acest cufăr. Voi pune 3 semne, după care ar mai trebui să vină unul în partea aia, bam, apa, s-o oprește în semnul ăla și acum una pe dreapta, una pe stânga și gata, s-o rezolvat. Dacă pun generatoarele astea, băi, am dat să-l pun. De ce nu? De ce nu vrea să se pună? Așa, gata. Și-o revenit, am plasat un generator, l-am plasat pe al doilea și pe al treilea. Iar acum ar merge în partea aia cel de fier și gata, cel de melon. Bun, le-am pus pe toate în zona asta și ia uite, ăsta de fier îi tier 6, ăsta alt e tier 2 și restul sunt de tier 1, dar imediat vor spawna și toate se vor aduna în zona asta unde las și cărțile momentan, plus minionii pe care o să-i folosesc mai târziu puțin. Am văzut bine, da, ia uite, primul bloc de fier, frumos, îmi place, dar nu mă mai lungesc cu acele generatoare, cred că îmi pot lăsa itemele și mă apuc de acel portal. Pentru început voi ridica această zonă la nivel, adică vreau să vin până aici în capăt pentru a avea destul spațiu să construiesc portalul, ca
ca să nu rămână o parte mai jos, o parte mai sus. Și cam asta ar fi partea de contur, trebuie doar să umplu zona și voi pregăti partea de jos a portalului. Acum vine întrebarea cea mare, de unde pot cumpăra obsidian, că nu țin minte să fi văzut prin părțile astea, adică Blackstone este alt fel de blocuri, dar obsidian nu prea văd pe nicăieri, la oruri nu, nici atât, nici la mob drops, de fapt n-are cum să fie la mob drops, decorațiuni nu, și atunci ar trebui să cumpăr din partea asta, la altă, nu înțeleg de ce nu e aici, lava putea fi acolo foarte simplu, trebuie să scrii /shop lava și voi cumpăra, cât ar fi un stack? 16.000, mamă, va fi enorm de mult, vai, foarte scump portalul ăsta, enorm de scump portalul, dar mă descurc eu cumva. Teoretic, dacă voi face o zonă aici de 5x5, așa, 7 blocuri, aici avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, și voi cumpăra 25 de găleți ca să umplu zona asta, după pun lavă pe deasupra și adun obsidian, cred că altcumva nu pot face rost pentru un portal întreg. Privind partea bună, am rezolvat cu obsidianul pentru portal, privind partea mai puțin bună, am dat peste 15.000 numai pe el, ceea ce înseamnă că întregul portal va costa vreo $20.000. Într-un final, portalul spre Nether este gata, a mers pe o combinație între tuf și mangrove, sincer să fiu cu voi, mi-ar fi plăcut să fie adăugate pe server tuf bricurile, însă din păcate nu merge să le craftez. Așa că rămânem la tuf simplu cu mangrove, iar acum voi porni portalul pentru a afla ce se ascunde pe partea cealaltă și îmi place super mult cum arată particulele astea. Cu shader, bine ai venit în Nether, mult noroc să mori. Am înțeles, mamă, stai așa. În felul ăsta arată insula? Păi, ce șmecheră. Și mai văd ceva acolo sus, totuși aș vrea să scot shader-ul pentru a observa mai bine toate detaliile. Deci, acolo sus e ceva plantă, să înțeleg. Iar în cufărul ăsta am un bloc de raw gold. Acolo e ceva cărbune. Mai avem prin partea asta niște redstone. Și cam atât, să înțeleg. O găleată cu lavă. Mulțumesc, dar nu mă mai ajut acum. Și asta e insula. Îs curios dacă fac un portal spre End, găsesc o insulă și în End, dar oricum vreau să mă întorc. Salut! Întors? Oleo, nu cred așa ceva. Nu cred așa ceva. Acum am dau seama că mă pot întoarce foarte ușor în Overworld scriind /is. Gata, am ajuns. Iar acum ar trebui să fac un drum care duce direct către acest portal. Ceva în direcția asta și puțin spre dreapta ca să se unească pe aici. Da, ar merge chiar mai mare și eventual să mai pun niște, cum se numește, niște piatră, cred că ar fi un design destul de drăguț. Gata, am mai mărit drumul în partea asta și merge până la portal. Acum totuși ar fi o idee bună să pornesc shader-ul înapoi și este ceva foarte interesant pe server. Eu inițial murisem, l-am pierdut hole-ul ăsta, dar avem, dacă mergem la warp fermă, niște upgrade-uri pentru el. Are key finder, spawner finder și pot lua super multe upgrade-uri. Însă văd că deja cineva oculez totul pe aici. Bă, pe bune? Coculez? Mamă, așa cum trebuie să aștept să se... Da, trebuie să aștept. A, nu, uite, în partea asta de sus văd că e ok. Și adunăm experiență, îmi dă siduri, da, îmi dă sidurile, dar nu e o problemă atât de mare. Și ia uite cum așteaptă morcovei ăștia ca să adun experiență și esență în partea dreaptă. Văd că uite aici nenea Crișu, salut, salut,
sănătate, numai bine. Mă pun să mai adun, eventual hai că le arunc astea aici, poate le ia el. Și ar fi ideal să-mi golesc inventarul înainte de a aduna de pe aici. Teoretic acum dacă dau click dreapta avem mai multe upgrade-uri plus setări pe care le putem face. Prețul culturilor, ok, pot vedea morcovii 1,5 și esență. Ah, dar doar văd prețurile în partea asta. După top esență, Zuzu cu câteva miliarde. Ok, am numai 445. Top fermieri. Ah, nu, top farmer, sugar cane. Ah, ca să văd în funcție de ce adună, uite, pentru morcovi. Îs cumva în top carrots broken. Nu sunt top? Ok, ciudată chestie. Rankul tău 0. Ok, mergem mai departe atunci. Statusuri, cât grâu, cât pepeni. Interesant, upgrade-uri. Aici voiam să ajung, keyfinder. Prețul este de 450 esențe, numai 400, autosell. Mamă, de fapt stai că poți să le iau ăsta. Trebuie să ai măcar level 0. Bun, hai că am cumpărat ăsta, autosell-ul. Și ce ar mai fi? Mercant, șansa de a dubla banii câștigați din vânzarea automată. Pot lua. Levelul prea scăzut. Click stânga, Q să adaugi level maxim. Ah, trebuie să am măcar level 15. Bun. Nu ai destulă esență. Ah, 100.000 esențe. Eu credeam că bani. Vai, bun. Atunci, essence booster. L-am luat pe ăsta. Și levelul sapei este prea scăzut. Ah, trebuie măcar level 5 la el. Am înțeles acum. Îmi dădea mie cu virgulă un pic. Deci, încet, încet voi face level la hou și după mă pot distra cu toate upgrade-urile alea. Inventarul este plin. Slash shop atunci. Mă duc la farming și aici shift click dreapta ca să vând tot. Deci ideal ar fi să-mi golesc inventarul după mă întorc aici. Altfel discutăm acum cu inventarul gol și văd că încep să-și revină morcovii. Da, ia uite, începe și pe partea asta, superb, ia uite. Ia uite, level up. Și acum am ajuns la nivelul 1, deci sapa începe cu nivelul 0. Și îs foarte curios când ajung la level 5 de upgrade-urile pe care îi le voi da. Aproape am umplut inventarul cu morcovi și dacă dau să îi vând pe toți, fac 3200 de bănuți. Și acum îmi dau seama că eu pot aduna tot la anul acesta de grâu cu această săpăligă. Mamă, superb! Mă bucură treaba asta că nu mai am de replantat. Bine de știut, ia uite, pot să le adun mega lejer. Nu o să crească atât de repede ca la fermă, dar măcar mă ajută să fac level mai mare. Și atunci mai fac încă un bănuț. În timp ce adunam lanul de grâu, am dat de un cadou. Mulțumesc, mamă, 16 diamante. Oi, să fie primite. Apreciez, dar nu știu de la cine o fi. Hai că le iau de aici ca să nu rămână în partea asta. Și acum să termin de adunat. Mi-a dat speed și haste. Interesant, n-am observat asta până acum. Poate cum au făcut level up. Plus am făcut level 16 deja. Doar adunând niște grâu și morcovi. Doar că nu merită adunat grâul ăsta. Eu l-am adunat ca să mai respire un pic pământul așa să fie frumos, sunt curios cum se vede și cu verdele ăsta. Dar la vânzare, dacă intru, uite, hai să facem așa, bam, 50 și în partea asta 330, deci un total, hai zicem, 400, bun, rotunjesc eu la 400, doar că nu mă ajută chiar deloc bănuții ăștia și pe lângă asta mai stric frunzele și chiar nu vreau asta, așa că mă voi duce înapoi la fermă pentru a aduna morcovi. Am tot spart pe la fermă și într-un final hole are level 3 și 64%. Eram curios totuși care era faza cu speed-ul și haste-ul. Aparent la upgrade-uri am aici jos speed plus haste. Haste-ul 7000, speed-ul 7000, deci aș merge pe haste. Dar pot cumpăra doar un level, da? O level
2 și îmi trebuie 9000 esență pentru level 3 la haste. Da, ia uite, am haste 2 și cred că ar fi mers speed-ul ăla, pentru că de spart oricum sparge instant, dar măcar în momentul în care sparg am haste 2 și poate mă mai folosesc de el. Era o idee bună, când spărgeam obsidianul să am haste-ul ăsta, bam, sparg un morcov, sparg o bucată de obsidian și tot așa. Acum totuși mă scap de toate astea înapoi pe insulă, iar ca să nu construiesc doar acest portal în videoclipul de astăzi, vreau să mă mai ocup de un enchanting table. Am level 28 și ar merge după ce fac level 30 să am unde enchanta târnă copul de diamant. Ca la orice construcție, am început cu terraformingul pentru că aveam nevoie de zona asta puțin mai mare, iar acum voi cumpăra din zona de decorațiuni un enchanting table și pe lângă asta dă-i să fie mai multe bookshelf-uri. Atât ar trebui să fie perfect și sunt foarte curios dacă enchanturile pe care le-am primit din acele vote key-uri pot să mai cadă aici sau îs doar enchanturile normale. Oricum mai am nevoie de încă două nivele și n-am văzut pe aici nicio sticluță de experiență. Mă gândeam că poate fac o schemă și cumpăr câteva, dar din păcate nu-s pe nicăieri. Cât timp mai construiesc, vreau să povestim puțin, pentru că la episodul anterior, adică cel cu 25 de zile, mi-a spus cineva în comentarii că ar fi o idee destul de interesantă să fac o hartă de Skyblock simplă. Însă, sincer să fiu cu voi, îmi place mult mai mult Skyblock-ul pe servere și încă îmi place doar pe servere. De ce zic treaba asta? Ei bine, pe Skyblock-ul normal e imposibil să construiești ceea ce construiesc eu aici. Adică, pe bune, mangrove, tuf, cum faci jos de astea? Până și moss blocurile sau cable deep slate-ul sunt foarte greu de obținut pe Skyblock-ul normal, dar aș aprecia să-mi lăsați în secțiunea de comentarii ce părere aveți dacă ați ajuns până la partea asta de o serie cu One Block Hardcore. Asta ar fi în plan, ca să dau un mic spoiler persoanelor care au rămas până aici. Și acum eu o să continui la construcția asta. Construcția este aproape gata, însă nu pot să n-arunc o privire de aici din vârf la moara aia, cât de bine arată cu lanul de grâu de pe lângă și portalul, dacă am să cobor până aici. Ia uite ce fain se vede, copacul ăsta nu se vede atât de bine că nu-i terminat, dar dacă stau așa cu spatele, zic că-i ok pentru a adăuga ultimele detalii. Gata, am rezolvat cu vârful acestui dom și cobor spărgând dirt-ul. Bun, am ajuns aici și așa arată enchanting table-ul. Din păcate am doar level 29, nu pot enchanta nimic, dar cu prima ocazie îl voi folosi. Mai trebuie să adaug vegetație de sus, în partea asta de jos o mică podea și pe lângă asta foarte multă lumină. Dar până o să fac asta, vreau să arunc o privire la acest generator de aici. Îmi place că eu credeam că e acolo jos. Ce zic generatoarele astea de aici? În total, hai că suntem bine, 4 stack-uri și jumătate de fier. Pe partea de wheat, undeva la 8 stack-uri. Și uite, azi dă ori wheat, ori d-astea. Interesant. Și văd că la melon îți dă ori slice-uri normale, ori d-astea glided, așa, glided melon sau gilded melon, atât. Per total, păi, dacă le vând pe toate, ar face o tonă de bănuți, dar cu altă ocazie, pentru că momentan pot spune că am destui.